Lucrurile nu merg mereu conform planului, mai ales în bucătărie, dar nu plânge. Există tot felul de trucuri care transformă ghinioanele din bucătărie în reușite delicioase. E frumos când ai timp să stai jos și să-ți savurezi micul dejun. Mai ales un borcan proaspăt de gem. Ah! Ăsta-i lipit? Ah! De ce nu te desfaci? Ah! Vreau doar să te mănânc! Wow! Ce s-a întâmplat? Borcanul ăsta idiot! Se pare că trebuie să fii Hulk ca să-l deschizi. Poate ai nevoie de niște ajutor. Privește și învață! Banda asta adezivă o să te salveze. Înfășoară banda în jurul capacului. Când e fixată, trage de capăt. Nu pot să cred! Mersi! Probabil că l-ai slăbit tu. Sau poate că sunt mai puternică decât credeam? Nu vă temeți, băieți și fete, niciun capac nu-i vine de hack lui Super Vicky! Ce? Vrei o felie? Mersi! Ador aroma asta! Prânzul a sosit și salatele astea par delicioase! Să ne înfruptăm! Ar merge un pic de aromă! Iese ceva? Haide, nu-i nimeni acasă? Poate că e timpul să renunți, Vic! E o cale mai ușoară să faci asta? Lasă sarea să te ajute! Freacopede denivelările astea! Vibrația desfundă găurile capacului! Să vină aroma! Sarea și piperul nu vor mai fi niciodată la fel! Ești un geniu al restaurantelor, Lana! Încă înveți, Lana? Vicky! Sunt flămândă! Dar nu mă pot opri din învățatul pentru test! Cred că pot să-ți pregătesc ceva! Ce gustare e bună pentru învățat! Cu ce lucrezi aici? Ori la bal, ori la spital, nu? Slavă Domnului pentru sucurile astea dulci! Ce naiba? Gătești pentru o familie de patru, Vicky? Ți-am cerut doar o gustare, nu? Vicky are obiceiul de a exagera cu ingredientele. Frate, chiar am exagerat! Nu pot să trec chiar prin asta! Hei, stai să-ți arăt un truc! Sticla asta e instrumentul de măsurat ideal! Astea-s destule pentru o porție! Înăuntru cu voi! Îndoielile fac parte din trecut! Dar n-am terminat încă! Un pic de sos și ceva de decor fac minuni! Îți vine să crezi că asta e aceeași cantitate? Trucul ăsta revoluționează gătitul! Dacă tocatul cepe e o treabă așa de simplă, de ce plângi de fiecare dată când o faci? Ochii mei! Nu se pot abține! Hai că pot! Nu, nu pot! Ce bun! Vicky plânge acolo? Ce naiba s-a întâmplat? Pâinea asta ar trebui să rezolve problema. Se pare că pâinea ținută în gură te ajută să scapi de plânsul de la ceapă. Vezi? Fără lacrimi! E o minune! Trebuie să ador carbohidrații, nu? Hei, laptele e în frigider!
Dar doar pentru că e rece, nu înseamnă că nu s-a stricat. Bleah! Are un gust oribil! Era așa de rău? Oh, da, chestia asta e scârboasă! Fug la magazin, ok? Bun, m-am întors cu bunătățile! Și-am verificat toate termenele de expirare! Așa ar trebui să aibă gustul laptele! Ah, îl lași puțin afară? Dacă nu vrei să se strice, presară în el puțină sare! Ok, mai multă sare! Eh, asta a fost cea mai ciudată chestie! Îmi mulțumești mai târziu, Vic? Ok, să mergem! Cosc! E timpul pentru cea mai importantă masă a zilei! Încă e bun? Mi se pare ok! Trebuie să-i mulțumesc Lanei pentru trucul ăsta! Biscuiții sunt gata! Să-i lăsăm să se răcească acum! Arată grozavă, ea, Lana! Au ieșit bine, dar tot au nevoie de niște glazură! E cam lichidă, dar cui pasă? Așa! Nu e bine! Frate! Chiar poți să lovești capacele de pe sticle? Wow! Oare eu pot? O singură cale să aflăm! S-o facem! Da! Au! Ce-a fost aia? De unde a apărut ăsta? Ai ratat faza! Am făcut provocarea cu lovitul capacului! Pot să-l păstrez? Hai să-l încălzim întâi! Așa putem să băgăm un băț prin el! Îi tăiem capătul și avem un moț! Și dacă tot am luat capacul, o să iau și sticla! Umple-o cu glazură! Când e plină, pune la loc capacul! Așadar, reciclare, fetelor! Acum să vedem dacă merge! Da! Iese perfect! Fără cocoloașe urâte! Sunt cam prea frumoase să fie mâncate! Ia uite ce modele cool! Ești pregătit să aplici aceste trucuri pentru bucătărie? Arată-le acest clip grozav prietenilor tăi și nu uita să te abonezi la pagina noastră de YouTube 1, 2, 3, Go! Pe data viitoare, prieteni!